trecem la pastila de Teodor. Data trecută v-am spus de respectul pentru public, îl arăți prin a fi pregătit, prin a te pregăti. Simt nevoia să detaliez partea asta de ce înseamnă a pregăti un speech. Și o să începem cu voi. Îmi testez niște oameni minunați. Cum pregătiți voi speech-urile voastre? Când vă gândiți? Să spunem că în 2 săptămâni veți fi aici și veți avea un speech la Speakers Arena. Aveți acest lucru. Ce se întâmplă? Care sunt pașii pe care îi urmați din momentul 0 până în momentul în care țineți speech-ul? Ana. Primul rând, alegerea subiectului. Alegerea subiectului, ok. Următorul, fac o structură, 3-4 puncte principale pe care aș vrea să le ating și mă gândesc la o încheiere. Super. Mulțumesc. Alte idei? La mine, repetiție. Repetiție, da. Repetiție cu... Te rog. Eu aș mai adăuga și poate documentar. Documentar? Foarte important. Te rog. Aș gândi întâi la ceea ce doresc să transmit, adică care să fie mesajul pe care să transmit și în jurul acestui mesaj să construiesc un speech. Super. Mulțumesc. Mai este și alte idei? Te rog. Foarte important, nu este licitată discuția. Adică nu place să spun lucruri care ar putea fi ușor găsite sau pe care să le identifici foarte ușor, să vorbesc cu un public care se uită la mine și zice ok, de asta ești neapte, ce vino. Da. Deci e foarte important să fii unic și cu cât ești unic, adică clar, dacă reușești în momentul ăsta de unicitate, e impact. Pentru mine e foarte important să ai... Sunt total de acord cu tine. E ideea de a nu fi banal în primul rând, să nu spui lucrurile pe care le știu toți. Și după aceea de a fi unic. De a fi unic e destul de ușor, că fiecare dintre noi este diferit și e diferit pe scenă și chiar în subiecte, să spunem că e o conferință pe o temă generoasă, cum ar fi antreprenoriat. Ok, s-au mai spus multe despre antreprenoriat, există lucruri noi sau poate lucruri vechi, fiecare în modul lui diferit de a privi de o abordare diferită și atunci oricum e ceva unic. Metoda pe care vă propun sau pașii pe care vă propun, mă pensă că am tot ce ați spus voi. Și spre surprinderea mea, adică chiar vă așteptam să ghiciți, practic ați ghicit toți pașii. O să unim ideea de subiect și de transmiterea mesajului într-o singură idee. Gândiți-vă la ce vreți să transmiteți. Sau luați-o din perspectiva publicului. Cu ce vreți să plece de la speech-ul vostru? Vreau să vorbesc despre atitudine. Asta se spune că este subiectul general. Da, mi-aș dori ca fiecare om din sală să plece cu o credință fermă că atitudinea potrivită îi poate schimba viața. Aia este mesajul cheie, ideea care vrei să plece. Și este extrem de importantă, fiindcă e filtrul tău principal de selecția tot restul ideilor, lucrurilor care intră în speech-ul tău. Poți decide dacă folosești un clip video, dacă spui o poveste, sau dacă folosești un PowerPoint, dacă spui despre trăirile tale, sau niște idei din niște cărți. Tu decizi în funcție de acel obiectiv, care l-ai foarte clar în minte, cu ce vrei să plece publicul tău de acolo. După aceea urmează o etapă foarte faină, putem să spunem și parte de documentare, sau parte de creere, că e o documentare externă, mă duc, caut în cărți, caut în tot felul de alte surse, dar mai ales vă sugerez să începeți cu un research intern. Ce am eu de spus despre subiectul ăsta? Ce mă atrage pe mine la subiectul ăsta? Ce aduc eu unic, poate, în acest subiect, la acest lucru? Și în momentul ăla se adună multe idei. Aici apare prima problemă, prima piedică. Până aici totul e fain, e frumos, dar, fiindcă voi sunteți oameni minunați, toate ideile voastre sunt minunate. Și credeți-mă că am lucrat cu mulți oameni minunați care aveau multe idei, toate minunate. Ok, ai 15 minute. Ai 200 de idei. Renunță la 199 din ele. Greu. E foarte greu, că toate sunt minunate, toate stare voastre, dar e un lucru extrem de important. Principiul less is more. Mai puțin este mai mult, este cât se poate de adevărat în vorbitul în public. Prea des am văzut multă informație băgată cu forță într-un speech și se pierde esența. Mai bine păstrez 1, 2, 3 elemente, 3 idei cheie într-un speech de un sfert de oră, pe care e sigur că le poți transmite. Și te gândești cum le ilustrezi, cum le exemplifici, cum le transmiți mai bine decât 30 de idei pe care să sări repede peste ele, să faci un rezumat. În momentul în care ai și ideile puse pe hârtie,
Asta, asta e o etapă foarte importantă. Bineînțeles că ideile vor fi mai întâi la voi în cap, dar în momentul în care ele capătă o formă fizică, în momentul în care ele sunt pe hârtie, deja ați avansat cu un pas către un speech. În momentul în care acele idei devin un speech, este momentul în care îl și spuneți. Aveți ideile puse pe hârtie, ați început să le puneți pe categorii introducere, cuprins, încheiere și ați început să le spuneți. Ăla-i speech-ul. Ăla-i speech-ul. Și acolo sunt o felul de lucruri de finețe la care lucrați. Cum leg introducerea de cuprins, cum leg ideile între ele, cum trec mai departe la încheiere, poate cu negocierea de introducere, tot de lucruri de genul ăsta. Și le spui, și le spui, și în momentul ăla mai selectezi ideile, le mai combin, poate te mai întorci un pic la planul de idei, poate chiar la scop. Și ajungi la o chestie coerentă ca coadă. Scopul pe care ți l-ai propus, cu ideile pe care le-ai prezint, totul se leagă și totul e coerent și totul e cursiv. În momentul în care spui un speech, nu spui de două ori la fel, nu suntem roboți. Nu putem repeta un discurs identic, apeși, cum era la școală. Răzvan, te rog, spune la pagina 59, paragraful 2 și 3, practic este asta, adică să reproduci mecanic ceva, nu. Un speech este al vostru, este viu, crește, se dezvoltă și de fiecare dată când îl spui, îl spui altfel. Și dacă îl repezi de 10 ori, asta e practic 10 speech-uri aproximativ diferite, și aici îl vei face pe al 11-lea, care e cel mai bun din toate cele 10 speech-uri plus alte lucruri în plus. Dacă îți exersezi mușchiul ăsta, mușchiul vorbitului în public, și frazarea și cursivitatea este mult mai mare în momentul în care ideile alea nu au rămas așa în cap, ca niște norișori, nu au rămas scrise undeva, ci le-ați spus. În momentul în care devine un speech. Și acum, două lucruri suplimentare pe care le mai puteți face după această etapă. Sau hai să zicem trei. Primul e PowerPoint. Sau alte prezentări. Keynote-ul folosește Liviu, Prezi, orice ajutor vizual doriți să folosiți. Momentul în care te apuci să faci PowerPoint este momentul în care tu ești mulțumit de ce ai tu de spus. Și PowerPoint-ul te poate ajuta cu acel discurs. Dacă pornești invers, nu ai scop, nu ai ideile clare, dar te-ai pus să faci PowerPoint-ul, vei face o chestie pe care vei citi și care mai mult te va deranja, îți va scădea impactul decât să te ajute. Și te va bloca așa pe o cale pe care nu ai ales-o. Deci, vă sugerez să faceți PowerPoint-ul după ce sunteți mulțumiți de discursul vostru și dacă considerați că mai e necesar. Mulți oameni folosesc PowerPoint-ul ca o cârjă la care să mă uit, să-mi amintesc eu. Dacă aveți nevoie să vă amintiți niște idei, scrieți-le pe o foaie de genul ăsta și scrieți o idee și o numea prin repetită să ajungă la un cuvânt cheie și aveți 10-20 de forțe la voi cât aveți nevoie și din când în când vă mai aruncați un ochi pe ele. Vă garantez că nu veți avea nevoie să faceți asta foarte des, dar vă va da așa un sentiment de siguranță, n-am cum să uit conținutul. Conținutul este aici. Și nu suntem la școală, da? Nu sunt copiuțe. Eu îmi respect față de public că tu vrei să ne transmiți ceva și vrei să fii sigur că tot ce ți-ai pregătit o să și livrezi. Deci nu folosiți PowerPoint-ul ca un reminder pentru voi. PowerPoint-ul este pentru ei, pentru public. Asta este primul lucru pe care îl puteți face după ce discursul este pregătit. Al doilea este să vă filmați. Dacă acum 10-15 ani să te filmezi era un lux, era destul de complicat, tehnic vorbind, acum fiecare privare câte cel puțin un device care filmează, laptop, celular, tabletă, vă puteți, aparat de fotografiat, orice, vă puteți filma. Nu contează calitatea, e un draft pentru voi. Și realizați atât de multe lucruri în momentul în care vă priviți în ochii public. Să vă dau un scurt exemplu. La un moment dat, pregăteam un speech important la Sibiu. Era o adunare la nivel european care se făcea în România și am zis, ok, mă duc și acolo să țin acest speech, că data viitoare se ține în Germania și mai simplu aici. Și pregătindu-mă eu, aveam un gest, e din inimă. Și m-am uitat pe cameră, era un gest de gibon. De gibon, de maimuț. Și n-am nimic cu giboni. M-am zis simpatice, cimpanzei, gorile, dar nu prea era eficient gestul. Și l-am schimbat simplu în palmă deschisă. Sunt chestii care le poți realiza doar dacă te uiți pe cameră. Și mai ales modul în care te auzi. Noi ne auzim diferit când vorbim. Sunetele este bune, intră pe urechi, dar noi le percepem diferit decât sunt percepute în exterior. Camera îți arată cum ești perceput, cum ești auzit, cum te vede. Cum te vede audiența. Și un ultim lucru pe care îl puteți face în momentul în care speech-ul este pregătit este să-l exersați cu un public cald, apropiat. Familie, prieteni, oricine. E foarte util și foarte important și feedback-ul lor. Aceste trei lucruri sunt lucruri suplimentare pe care le puteți face dacă decideți și dacă aveți timp și puteți. PowerPoint,
filmat și repetiție cu un public live, pe viu. Celelalte părți, din punctul meu de vedere, nu sunt negociabile și să aveți un scop foarte clar în cap, o idee, cu ce vreți să plece audiența voastră. Să aveți planul de idei pus la punct și structurat pe introducere, cuprins și încheiere. Și mai ales să repetați. Ana este speech. De acolo, în rest, sunt lucruri frumoase pe care le puteți face sau nu. Dar din momentul în care ați trecut aceste, cel puțin aceste trei pași, aveți un speech.